Din nou în direct, instanța de emoții DNA privind redeschiderea dosarului pentru vicepremierul Paul Stănescu. O redeschidere care sigur că le-a venit ca idee fix când trebuia să încurce treburile cu noul guvern. Și amână instanța, nesocotind nevoile DNA, amână pentru 2 săptămâni decizia în legătură cu cererea făcută de procurori. Paul Stănescu spune că totul a fost oricum verificat deja de Curtea de Conturi, că e un denunțător de profesie și că dacă e inculpat, e gata să-și dea demisia din guvern. În 2010, Curtea de Conturi a făcut verificarea de fond, a făcut verificarea și în această speță, a spus că totul e în regulă. După aceea, un cetățean a cărui identitate n-a fost găsită, și asta o spune DNA-ul, nu o spunem noi, a făcut o sesizare în speța cu, știți bine, cu dosarul cu finanțarea echipei de fotbal al Roslatina. Sigur că au început cercetările. Bun, pe scurt, DNA Craiova a avut un expert, sigur că au verificat dacă există prejudiciu, DNA Craiova a spus că nu există prejudiciu și în baza constatărilor pe care le-au făcut, în general spunând aceste lucruri, au dat neînceperea urmăririi penale. Pe 17 ianuarie 2018, DNA cere redeschiderea din nou a acestui dosar. Sigur, eu nu mă pricep, nu jurist, tinginer, nu mă pricep care este cauza, dar mai sunt de la Curtea de Conturi încă 3 auditori citați în acest dosar și s-a amânat. Ceea ce vă spun eu, vă spun un lucru clar și sigur. În momentul în care voi deveni inculpat în acest dosar, eu, Paul Stănescu, îmi voi pune imediat demisia pe masa primului ministru. Asta trebuie să știți de la mine. Povestea asta, domnul ministru, cu redeschidere.